Viața ei nu mai este viață de când a aflat că soțul său ar avea o relație interzisă cu verișoara ei. O mamă de 39 de ani simte că își trăiește viața parcă dincolo de porțile iadului, în focul aprins de cel care i-a jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Femeia susține că a fost nevoită să îndure umilințe, bătăi și infidelități. Însă nimic nu se compară cu rușinea pe care a simțit-o atunci când a aflat că soțul ei și verișoara ei s-au întâlnit pe ascuns în toaleta bărbaților, chiar în timpul unui eveniment în familie. Avea o relație cu verișoara mea. Doi frați au trăit cu aceeași femeie. Verișoara este soția fratelui meu. Telenovelă cu lacrimi, scandal, bătăi și acuzații sângeroase. A vrut să mă omoare să trăiască cu ea. Mă bătea până aveam sânge și pe nas și pe gură. Era sadic, masochist. Trebuia să fug cu copii, că ne-a lungat cu topor. Am fost otrăvită de ea. Ea este mama Rita. Femeia e parcă în stare de șoc de când soțul ar fi umilit-o în cel mai urât mod posibil. Atunci când și-a dat seama că nu ea este cea mai importantă femeie din viața lui, ci verișoara sa. Avea o relație cu verișoara mea. Doi frați au trăit cu aceeași femeie. Timp de 14 ani. Ani la rândul, acuză Rita, cel care i-a jurat dragoste eternă în fața lui Dumnezeu, ar fi trădat-o cu verișoara ei, care de altfel este și cumnata acestuia. Bărbatul se pare că ducea o viață dublă, fără nicio grijă, fără pic de remușcări, cu toate că acasă avea o familie, o soție iubitoare și doi copilași. Se pare că poftele inimii lui și ale trupului ar fi fost mai presus de orice pentru tata Petru. Ne-am dus la o nuntă la Praia și-o găsit tatăl meu acolo. Și amândoi. Unde i-a prins? Unde erau? În baie la bărbat. Acela ar fi fost momentul în care secretul familiei a ieșit la iveală. Atunci, mama Rita a simțit cum sufletul ei s-a transformat în scrum, iar viața pentru ea a început să fie din ce în ce mai grea, mai dureroasă. Viața ei a devenit un adevărat calvar, spune femeia, o luptă pentru supraviețuire. Era sadic, masochist. A vrut să mă omoare să trăiască cu ea. Vă bătea soțul? Da. Ultima oară mi-a lungat cu toporul. Veneam acasă, obosită de la muncă, să mă apuc să fac curățenii, mâncare și așa. Nu mai puteam, că eu trebuia să fug cu copii, că ne-a lungat cu toporul. Ne bătea pe tot când veneam acasă. Mă bătea până aveam sânge și pe nas și pe gură peste tot. Se pare că bărbatul, la rândul lui, tata a doi copii, nu ar fi ținut cont chiar deloc de familia sa. În loc să ofere stabilitate, respect și dragoste, tata Petru pare că dăruia numai durere și umilință celor pentru care, în mod normal, ar fi trebuit să-și dea viața, acuză mama Rita. Bărbatul care ar fi trebuit să fie înger păzitor pentru soția și copiii lui s-ar fi transformat în dușmanul propriei familii. Și nu ar fi fost singurul, spune femeia. Verișoarea mamei Rita, cumnata și presupusă amanta a soțului, ar fi încercat și ea să o nenorocească, să o radă, pur și simplu, de pe fața pământului, acuză Rita. Eu am fost otrăvită de ea. Eram gravid în 4 luni jumate. A venit la mine, mi-a adus o ceașcă și mi-a dat ceai de și am... Mi-a murit fetița. Știți ce mă doare? Nu-i pedepsită nici până acum. O zis că mi-a adus ceai ca să nu mă doară burta. Mi-a dat ceaiul și până la 4 jumate am dormit, de la 12 jumate. După aia am luat o hemoragie foarte mare, îmi curgea peste tot, era murdară. La toate aceste episoade dramatice prin care susține că a trecut mama Rita și din care numai Dumnezeu știe cum a putut să scape, s-ar fi ajuns dintr-un singur motiv. Gelozia. Era invidioasă că eu aveam de toate în casă și mergeam la serviciu și munceam din greu. Ea n-are servici, are numai 8 clase. Mi-a furat porcul, banii 20 de milioane și mi-a furat porcul, pe rând mi-a cărat de acasă.
iar verișoara mamei nu ar fi fost singura femeie din viața lui tata Petru. Au avut relații extraconjugale, aducea diferite femei în casă și se culca cu dânsul. L-ați prins pe sus cu femei în casă? Da. Cu o privire pierdută, așa cum este de altfel și sufletul ei, Rita și-a făcut curaj să vorbească despre drama sa, despre povestea de viață mult prea dureroasă. Și nu a făcut-o pentru ea, ci pentru copiii ei. După divorț, custodia celor mici a fost câștigată de soțul ei, care din spusele femei i-ar chinui în continuare pe prichindei, iar ține sechestrați și ar bate fără pic de milă. Ajuns la capătul puterilor, mama Rita strigă după ajutor. Își dorește să-și salveze copiii din mâna bărbatului,